Bicicliștii din cadrul asociației Trix Bike, peste 10 motocicliști însoțiți de un polițist aflat pe două roți, au defilat aseară în piața prefecturii în cadrul unui spectacol care a marcat deschiderea zilelor municipiului Târgu Jiu. De asemenea, polițiștii locali au trecut la pas cu torțe aprinse. O sferă imensă a căzut din cer, iar din aceasta au ieșit sute de baloane colorate, iar pe zidul librăriei Mihai Eminescu a fost inaugurat un banner imens cu logo-ul campaniei de promovare a municipiului, intitulat I Love You Târgu Jiu. Actorii teatrului Elvira Godeanu au prezentat o scenetă cu sfinții împărați Constantin și Elena. Florin Cârciumaru a declarat deschise zilele municipiului Târgu Jiu. Să declarăm deschisă cea de-a 14-a ediție a zilelor orașului Târgu Jiu. Ediție care ne va oferi multe momente plăcute și frumoase. Vă mulțumesc și vă așteptăm cu drag la fiecare eveniment. La final, spectatorii au putut să urmărească în premieră videoclipul de promovare a municipiului Târgu Jiu. Personajele principale ale videoclipului sunt mai mulți tineri care fac parte din trupa de dans X-Crew condusă de Marius Fierescu. În acest an, zilele municipiului se desfășoară sub sloganul I Love Târgu Jiu. Campania de promovare se va desfășura în mai multe zone ale orașului. Huh,